Salutare și bine v-am regăsit la un nou video. Astăzi vreau să vă arăt cum, dând precondiționare mașinii cu ceva timp mai mare înainte, adică de seara i-am spus mașinii că vreau să plec la ora 10 de acasă, precondiționarea va începe mai din timp și astfel nu va consuma prea mult din baterie. Din păcate, lucrul ăsta nu s-a întâmplat. M-a încurajat să fac chestia asta încercarea mea de săptămâna trecută, când eram la un nivel de 100%, am ținut mașina la încărcat până la limita de 100%, iar când am plecat dimineața, spunându-i de seara, tot așa că la ora 9:30 vreau să plec, ea s-a precondiționat din priză și am plecat cu 100% baterie. Atunci m-am gândit că poate asta este cheia și trebuie să-i spun cu mult timp înainte, nu cum am făcut în videoul precedent, când i-am spus cu un sfert de oră înainte să precondiționeze, atunci efectiv a sub 5% din baterie. M-am gândit că dacă îi spun la fel că vreau la ora 10 să plec și se va precondiționa din timp, voi putea să o las cu limita de 80%. Lucru care, după cum vedeți, nu s-a întâmplat. Am 77% baterie. Ce îmi spune mie asta este că există o limitare ca ea să nu-și ia curent pentru precondiționare decât dacă este la 100%. Ce face ea în schimb? Trage din baterie, se încălzește tot bateria, practic se încălzește prea cu energia pe care o are și apoi încearcă să se reîncarce până la limita dată de mine, adică în cazul meu 80%. Aș fi vrut să nu se întâmple chestia asta, mai mult ca sigur. Chestia asta se va rezolva în momentul în care voi aduce instalația de trifazic pe care intenționez să o instalez. Eu momentan trag din priză casnică de 220 cu siguranță de 16 amperi. Aș fi vrut să pun siguranță de 32, însă am făcut înainte o cerere de spor de putere pentru că vreau să instalez trifazicul. A fost aprobat, aștept să vină contorul de trifazic și să pot să montez priză și siguranță de trifazic de 32 de amperi și cred că asta va soluționa această situație pe care încerc eu acum să o testez. Haideți să dăm o tură cu mașina. Pe jos este sticlă, este gheață, dar sunt curios cum se comportă. Sunt minus 9 grade acum afară, a nins ieri și s-a pus destul de multă zăpadă și nu a avut timp să se usuce, să se topească, pentru că și azi noapte a fost foarte frig, a fost minus 10 grade. Am dat o precondiționare înainte, după cum ziceam, temperatura ambientală este de 20,5 grade, am dat și o încălzire în ștergătoare. Hai să resetăm consumul și hai să plecăm la drum să vedem cum se comportă. Am să merg destul de încet chiar și pe asfalt pentru că, da, vă ziceam că este tot înghețat pe jos și da, n-aș vrea să filmez un accident, Doamne ferește.
spuneam în videoul precedent că ceea ce încerc eu să fac este să țin bateria încărcată doar la 80% în general și odată pe săptămână la 100%. Asta pentru că consider că nicio baterie nu trebuie ținută mereu la 100% pentru timp îndelungat. Am citit chestia asta pe un site și o să pun un link în descriere către analiza respectivă. Mi s-a părut foarte bine explicat acolo, iar dacă vă interesează puteți să citiți, o să vă fac și un scurt rezumat acum. Ideea de bază este că bateriile LFP, sau cel mai mare avantaj al bateriilor LFP este că se pot încărca la temperaturi, la amperaj destul de mare și să aibă totuși multe cicluri de viață. Ideea e că asta încerc și eu, deși, bine, e un pic ciudat ceea ce încerc eu să fac, pentru că nu voi atinge niciodată, probabil, limita ciclurilor acestei baterii, însă vreau eu să găsesc o bună practică pentru oameni nebuni ca mine care nu doresc să țină mașina în tensiune mereu sau bateria încărcată mereu la 100%. După cum vedeți, bateria s-a încărcat foarte bine prin această precondiționare, începută cam cu o oră, o oră jumătate înainte. Frânarea regenerativă funcționează foarte bine, nu este la maxim, se văd aici niște puncte, practic o linie întreruptă, dar merge foarte bine, adică nici nu aș sesiza în mod normal. Chiar uite, hai să încerc acum. Deci eu acum accelerez, vedeți, 52, 53, 54 și frânez, da? Ia uite, frânează foarte bine. Asta mă interesează cel mai tare, de asta vreau să fac această precondiționare mereu, pentru că asta va menține și un consum destul de bun. Iată, de când am plecat de acasă avem 19,8 kWh consum. Vreau să o luăm și pe autostradă acum, o să schimb un pic direcția, să vedem și un consum de autostradă, sper să fie dezăpezit ok pe autostradă, să nu avem surprize. Am aici un mesaj care spune camera stâlpul ușa dreapta este blocată sau orbită și funcție de evitare părăsire bandă indisponibil. Asta pentru că este foarte înghețat stâlpul de acolo și practic în jurul camerei este multă gheață. N-am stat să o curăț acum pentru că nu am nevoie neapărat de această funcție. Nu vreau să fac nicio evitare sau nu vreau să fac nicio depășire riscantă. Ceea ce vreau să mai rămuresc eu în acest video este o afirmație de-a mea din videoul trecut, în care am spus că cei de la Tesla inițial recomandau o încărcare de până la 90% a bateriilor și apoi s-au răzgândit și au recomandat ca limita de încărcare să fie la 80%. Ceea ce nu am precizat eu acolo și ceea ce de fapt nici n-am știut, am aflat ulterior, este că această recomandare venea la bateriile litiu-ion, nu la bateriile LFP de pe standard range. Ceea ce înseamnă că mereu cei de la Tesla au menținut această recomandare de 100% a bateriilor LFP și de 90, ulterior 80% la bateriile litiu-ion existente în mașinile long range. Așa că, da, îmi cer scuze că am făcut acea afirmație, chiar așa am crezut că și recomandarea respectivă era tot pe bateriile LFP. Mulțumesc celor care mi-au atras atenția și mi-au spus chestia asta.
Am intrat și pe autostrada A3, care ne va duce până la Pipera. Vor fi, nu știu, vreo 10 km de autostradă pe care putem să vedem un pic de... cum se comportă mașina și consumul. După cum vedeți, până în momentul de față avem 18,9 kWh. Mă bucur că autostrada este dezăpezită și foarte bine curățată. Nu văd momentan porțiuni cu gheață. Sper să nu avem parte de așa ceva. După cum vedeți, peisajul este din povești. Totul este alb complet, a nins o noapte întreagă. Noaptea trecută, ieri am ieșit și am dezăpezit mașina. O să vă las niște videouri să vedeți cam cum arăta mașina și cât de cât de afundat era în zăpadă. Am ieșit cu ea, am avut puțină treabă și n-am filmat tot drumul, doar niște fragmente o să vă las. Mergem cu 102, hai să-i dăm un pic mai tare, să mergem undeva la 120-130, nu vreau să-i dau mai mult pentru că, na, e doar un test, nu mă grăbesc nicăieri, vreau să vedem consum. Ia uite cum a urcat, de la 189 la 195 W/h. Am urcat la 20 kWh. Deci ajunsesem undeva la 20 de kWh consumul. Acum vom ieși de pe autostradă. Este și poliție pe aici. Și acum vom ieși de pe autostradă și ne întoarcem în Tunari. Deci da, pe autostradă ați văzut, urcă consumul instant la 20 de kWh. Prins momentan porțiuni cu gheață și traficul se desfășoară în condiții normale de iarnă.
Deci am revenit în Tunari. Aveam un consum mediu de 17,6 kWh. Vă las pe voi să apreciați dacă este mult sau puțin. Am mers și în regim de autostradă și în condiții de iarnă, foarte cald înăuntru. Ce mi se pare foarte tare la mașina asta este, cum au zis-o și alții, pompa de căldură. Pompa asta de căldură ajută foarte mult și consumul și pregătirea bateriei este incredibilă. Cred că este practic cel mai mare atu pe care îl are această mașină în comparație cu alte mașini electrice. Am revenit înapoi acasă, am făcut 26 de kilometri și am avut un consum de 17,5 kWh. Am consumat undeva la 9% din baterie, deci mai am 298 de kilometri conform estimărilor. Da, voi mai face astfel de teste în momentul în care voi avea și instalația de curent mai puternică, eventual când îmi va veni și trifazicul. Până atunci, cam astea au fost videourile legate de consum. Stați pe aproape pentru că vreau să fac un video săptămâna viitoare legat de costuri. Să vă arăt exact cât am consumat până acum în materie de kilowați, cât am plătit, ce preț pe kilometru am avut. Așa că, da, vă mulțumesc pentru vizionare, lăsați-mi jos în comentarii ce mai vreți să știți voi despre Tesla și am să promit că o să fac videouri. Vreau să fac cât mai multe și să explic cât mai multe chestii pe înțelesul meu, nu neapărat al unui profesionist, însă sunt un utilizator și înainte să achiziționez mașina și eu am urmărit o grămadă de videouri pe YouTube care m-au convins că Tesla este o mașină bună pentru mine, pentru nevoile mele. Evident, nu este o mașină pentru toată lumea, nu, într-adevăr mașinile electrice nu sunt pentru toată lumea, cei mai avantajați într-adevăr sunt cei care au posibilitatea să o încarce acasă, dar da, deci orice aveți nevoie și vreți să știți, scrieți-mi în comentarii și promit să fac video și să vă arăt tot felul de chestii. Până data viitoare, vă mulțumesc încă o dată și să ne auzim cu bine!